În țara noastră, moneda a fost cunoscută încă din antichitate. În jurul anului 500, înainte de a erei noastre, orașul Histria, de pe malul lacului Dobrogean Sinoe, emitea drahmele de argint, cele mai vechi monede de pe teritoriul țării noastre. La sfârșitul secolului al IV-lea, getodacii bat monede cu caracter regional până în secolul I, înaintea erei noastre. Mai târziu, în timpul stăpânirii romane, în Transilvania se bat monede locale de bronz pentru provincia Dacia între anii 246-256. Cercetările numismatice efectuate au adus informații despre emiterea celor mai vechi monede din țara noastră. Monedele țării românești emise în timpul domniei lui Vlai cu Vodă sunt de argint și cuprind ducați, unitatea sistemului monetar muntean, dinari și bani. Ducații munteni au la origine monedele bătute de venețieni în anul 1202, grosul sau matapanul de argint denumit inițial ducat. În 1284 la Veneția se emite o monedă de aur numită ducat. Ducații lui Vlai cu Vodă aveau aceeași valoare cu groșii sârbești și bulgărești cu care circulau împreună. Dinarii munteni erau echivalenți cu dinarii ungurești și cu asprii bulgărești bătuți de Sratimir la Vidin. Banii munteni erau echivalați de obolii ungurești care circulau în Transilvania și care valorau jumătate dintr-un dinar. Începând cu domnia lui Dan I, 1383-1386, se bat numai dinari, denumiți atunci ducați și bani. Astfel, sistemul monetar al țării românești se va păstra până în timpul domniei lui Radu cel Frumos, în 1475, când se vor emite ultimii ducați munteni. În Moldova s-a adoptat ca etalon argintul, iar unitatea monetară era grosul. Baza constituită unitatea Soma apare în documentele coloniilor italiene de pe tărâmul nordic al Mării Negre, Cafa și de la Dunărea de Jos, Chilia și Licos Tomo. Groșii moldovenește miși de Petru Mușat aveau și o unitate mai mică, jumătate de gros, tot din argint, emisă tot în timpul acestui domnitor. În primii ani de domnia lui Alexandru cel Bun se emit trei feluri de monede, din argint și de mărimi diferite. Groșii moldovenești erau de mărime mijlocie, dublii groși erau cei mai mari, iar jumătății de groși erau cele mai mici. Groșii moldovenești erau echivalenți cu jumătățile de groși sau polgroșii emiși pentru halici în 1378-1398. Dublii groșii moldovenești au greutatea polgroșilor emiși pentru Polonia și Lvov între 1399 și 1414. Iar jumătățile de groși au aceeași greutate cu dinarii polonezi emiși între 1410-1412. Acest sistem monetar moldovenesc este folosit până la Ștefan al II-lea, 1433-1447, care este ultimul voievod ce a emis dubli groși. Petru Aron emite alt sistem monetar, la început bate groșii și jumătățile de groși din argint de calitate inferioară combinat cu aramă. Din 1456 el emite monede asemănătoare, dar mai mici, din argint fin și cu o valoare mai mare. Sub domnia lui Bogdan al III-lea și a lui Ștefăniță Vodă se revine la sistemul anterior. Titlul argintului scade din nou și se emite un număr mare de monede din bronz asemănătoare cu cele din argint anterioare. În secolul al XVI-lea, Alexandru Lăpușneanu emite în 1558 o monedă nouă, dinarul de argint. Între 1562 și 1563, despot Vodă adaptează sistemul monetar moldovenesc celui existent în Europa, astfel fiind nevoie de monede cu valoare ridicată, confisca odoarele ferecate în aur și argint dăruite mănăstirii Slatina de Alexandru Lăpușneanu și bate în 1562 taler și dinar de argint, iar în 1563 ducați de aur, taler, orți, sferturi dintr-un taler și dinar de argint. Ștefan Tomșa, urmașul lui despot Vodă, bate în 1563 și 1564 numai dinari de argint. În 1573, Ion Vodă emite o nouă monedă, aceaua de bronz, ace aspru, nume turcesc. Aceasta este echivalentă cu asprul otoman. La sfârșitul secolului al XVI-lea apar în Moldova noi monede, piese de 3 groși, bătute în scurta domnia lui Ștefan Răzvan în 1595, care reproduc monezile poloneze patronici, piesa de 3 și castande.
Mai târziu, voievozii Mihai Radu, în Țara Românească, 1658, și Eustrație Dabija, în Moldova, 1662, au emis și lingi de bronz. În 1713, Constantin Brâncoveanu emite medalii jubiliare care sunt puse în circulație. La 4 mai 1867 este adoptat leul ca unitate monetară legală a României. În Transilvania apar marca de Sibiu, marca ușoară sau locală și marca de Bistrița, Sebeș, Alba sau de Cluj în documentele din 1224. În anul 1333 apare o monedă locală, dinarul banal de Cluj, apoi cele de Sibiu, Oradea, Baia Mare și Lipova. În timpul lui Sigismund I apar noi monetării în Transilvania, la Brașov și Sighișoara, care emit monede regale. În 1541, Transilvania are emisiuni monetare proprii. Ducați de aur, taler, gulden, dinar și obol din argint se emit în atelierele din Baia Mare, Sibiu, Cluj și Rodna. Datorită bogățiilor minelor de aur ale Transilvaniei sunt emise monede de aur, ducații și multiplii lor. În acea perioadă pătrund piesele monetare mărunte din străinătate, dinarii de Kremnitz, sub stăpânirea casei de Habsburg sau din Polonia. Monedele emise au circulat în toată țara, realizând relații strânse între cele trei țări române, imagine a unităților economice.